Producția de energie hidroelectrică este în pericol din cauza debitului mic al râurilor pe care sunt amenajate hidrocentralele, inclusiv pe Dunăre. Acesta este avertizmentul specialiștilor. Iar în acest moment, la porțile de fier, debitul, e adevărat, este unul mare, dar este în scădere. Debitele sunt destul de mici pentru această perioadă. Acum avem undeva la 3100 de metri cub pe secundă, cu tendință de scădere. Următoarele 5 zile undeva la 2900, deci este sub media multianuală a Dunării și evident că din acest motiv este afectată și producția hidrocentralei PF1, post de fier 1 și post de fier 2, undeva la 700 de megawatts oră producția la ora actuală, cu vreo 500 pe porție de fier 1 și 150 pe porție de fier 2, cu tot cu barajul Gogoșu. În perioada asta debitele trebuia să fie undeva la 3500-4000 de metri cub pe secundă, deci este sensibil mai mică. Și e important să analizăm cifrele în acest context, așa că mergem la colega mea Ioana Cășlaru, vine cu toate informațiile. Ioana, te rog! Bun găsit tuturor! Dacă seceta va continua, există riscul ca producția de energie electrică să scadă, iar acest lucru va duce la facturi de electricitate mai mari. În prezent, România obține peste un sfert din energie din surse hidro, urmat de cărbune, eolian sau hidrocarburi. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos spun că seceta a determinat scăderi mari ale debitelor fluviului. De exemplu, la Galați, cotele Dunării au scăzut cu 20 de centimetri în doar 4 zile. Deocamdată, oficialii hidroelectrica dau asigurări că debitul la porțile de fier este adecvat pentru această perioadă de secetă de 3000 de metri cub pe secundă, dar totuși în scădere până la 2900 de metri cubi pe secundă. Ioana, mulțumesc și stăm de vorbă cu Dumitru Chiseliță, expert în energie. Domnule Chiseliță, bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la știrile Antenei 3. Bună dimineața, bine v-am găsit. Cum stau lucrurile în acest moment și cum credeți că vor evolua în perioada următoare, uitându-ne așadar la analizele care s-au făcut în momentul de față? Da, e clar că seceta, faptul că în primăvara aceasta nivelul precipitației a fost redus, iarna a fost o iarnă cu precipitații reduse comparativ cu alți ani, toate aceste elemente fac ca în momentul de față nivelul apei din baraje să fie la un nivel nu critic, dar oricum sub alți ani. Este o evidență care se vede și pe consumul sau pe producerea de energie electrică din, pe baza de hidroelectricitate. Dacă, de exemplu, anul trecut în aceeași perioadă discutam de producții de energie electrică pe bază hidro, mergând către 2000 de megawatts oră, anul acesta, în momentul de față, de exemplu, avem 1500, adică este clar că ne găsim într-o situație mai defavorabilă decât eram anul trecut. În același timp, cei de la Apele Române spun că rezervele în cele 40 de lacuri principale care sunt folosite inclusiv pentru hidraulicitate, pentru producerea de energie electrică, sunt undeva la 82% în momentul de față și cu toate prognozele de secetă care sunt în momentul de față, aceste niveluri nu vor scădea sub 68%. Deci, să spunem, este un element de îngrijorare, dar deocamdată, conform reprezentanților Apelor Române și conform evoluțiilor, nu este critică. De exemplu, în momentul de față, dacă ne uităm pe producție, cea mai mare producție acum, în momentul acesta, este producția de hidro, 1567 megawatts oră, practic reprezintă cea mai mare producție din toate formele de energie care există în momentul de față. Știți cum e bine să ne uităm și de partea cealaltă și să vedem, să analizăm, să fim pregătiți cel puțin pentru condițiile în care s-ar putea ajunge, de exemplu, să spunem, domnule Chiseliță, la o stare de alertă. Ce ar însemna lucrul acesta? Păi ar însemna că va trebui suplimentate cantitățile de gaze naturale și cărbune în limita disponibilităților care există în momentul de față și creșterea importurilor. Până la urmă, întotdeauna atunci când producția noastră n-a fost suficientă, ne-am bazat pe importuri. Avem posibilitatea aceasta, având în vedere că totuși nivelul de consum este unul relativ redus, aș spune, adică mărișor, dar nu foarte mare, nu atingem nivelul de consum de iarnă. Asta înseamnă că avem posibilitatea să importăm energie electrică în situații critice. Nu cred totuși că deocamdată se întrevede o astfel de situație. Mulțumesc foarte mult, extrem de importantă analiza dumneavoastră în acest context a fost Dumitru Chiseliță.